Principala nemulțumire este legată de înghețarea veniturilor. Totodată se atrage atenția că peste 30% din populația țării se află în pragul sărăciei ca urmare a creșterilor uriașe la energia electrică și gaze naturale. Lipsa de responsabilitate față de cetățeni stă și în refuzul guvernului de a promova prin ordonanță de urgență legea consumatorului vulnerabil, decisă în guvern la 90 de zile după liberalizarea prețului energiei și trimisă Parlamentului spre avizare cu termen de aplicare din 2023. Acest lucru în condițiile în care avem peste 17% dintre lucrătorii activi sub pragul sărăciei, iar 2,95 milioane persoane se aflau în 2020 în stare de deprivare materială severă. N-au niciun rezultat. Cum să aibă rezultate, nu? V-am zis, ei protestează, dar protestează așa, că vor ei, că n-au ce să facă. Spun ceva, dar nu câștigă nimic, nu le dă nimic, n-au ce să le dea. Vorbim de proteste când vezi câteva mii de oameni, cum vedem prin alte țări, că au protestat pentru vaccinarea asta, mă rog. Deci, dar ce, aia nu-i protest. Lumea nu mai, lumea acum a devenit comodă, lașă, poporul român nu mai e poporul, nu mai are demnitatea care o avea odată de patriotism, care... Numai, acum stă la televizor și privește pe aia care sunt acolo, o adunătură de oameni. Dar nu-s proteste. Protestul când ai vedea că nu mai are loc să se circule. Mii de oameni. În plus, aproximativ 1,1 milioane de gospodării înregistrează restanțe la plata facturilor la energie electrică, iar în jur de 3 milioane de persoane se află astăzi în imposibilitatea de a achita la timp facturile la utilități sau obligațiile curente. E vai de capul nostru, nu știu ce să facem, pensia mică, bolnavi suntem, va fi greu. Nu știu, acum să vedem, poate că guvernanța s-a mai gândit la noi. Ce să facem altceva? Așteptăm să ne ducem să murim, altceva nu avem ce să facem. Nu vedeți că toate s-a scumpit, ce să facem? Bani sunt puțini, cea că ne mai dă și nouă, guvernul ăsta de acum nu ne mai dă nimic. Nu știm. Bine, rău, trecem, trebuie să trecem peste ea, acum să vedem. Ați sesizat diferențe majore la facturi? Asta nu mai vorbesc. Să cunoaște la toate. Mai ales când avem servici, ce să facem? De unde să facem? Oamenilor le este teamă de iarna ce vine și spun înspăimântați că nu știu cum vor reuși să facă față tuturor greutăților.